Prefectul Iașului Bogdan Cojocaru a declarat că suntem în acest moment la aproape 40%, referindu-se la procentul ieșenilor care s-au autorecenzat până acum. Perioada de autorecenzare a fost deja prelungită cu 12 zile, respectiv până mâine, 27 mai. Inițial, ea ar fi trebuit să se încheie pe 15 mai. În timpul ședinței Colegiului Prefectural, șeful județului a făcut un apel pentru parcurgerea acestei proceduri până la sfârșit săptămânii. Pe 27 mai expiră termenul până la care oamenii își pot completa online singuri sau asistați de recenzori formularul în cadrul recensământului populației și locuințelor. Până joi, 314.000 de chestionare fuseseră finalizate în județul Iași. Începând de săptămâna viitoare, timp de două luni, recenzarea se va face față în față. Cei care n-au reușit să se autorecenzeze vor putea să dea informații necesare operatorilor care îi vor vizita acasă.